Vă salut! Am revenit cu un nou video. M-a rugat cineva să fac un video în care să explic cum transformi curentul alternativ produs de un generator de magneți permanent, cum este acesta, în curent continuu. Cum are o baterie, bateriile au un curent continuu. Deci, avem nevoie de o punte de diode. Aceasta este o punte de diode luată de la un alternator auto. I-am pus eu 3 fire pentru că este 3 fazică. Aici sunt cele 3 faze și aici avem la aceste două șuruburi, după cum puteți vedea, aici este minus de pe carcasa punții regresoare și aici avem plusul. După cum vedeți, are și un plastic cu protecție să nu atingă carcasa. Deci, de la generatorul pe curent, generatorul care produce curent pe magneți permanenți, avem 3 faze. Aceasta este 1, 2, 3. Deci aceste 3 faze o să le legăm la aceste 3 fire ce le-am legat eu și cu acest aparat de măsură o să măsurăm și acum o să vă arăt despre ce este vorba. Deschidem aparatul, setăm aparatul pe curent alternativ la 20, pentru că nu o să depășim 20 de volți. Setăm la 20 de volți, curent alternativ. Acesta este semnul la curent alternativ și acesta este semnul la curent continuu. Voltaj, deci vorbim de voltaj. Luăm aceste două fire care vin de la multimetru, de la aparatul de măsură, legăm aici pe două din faze, folosim două din astea să ne fie mai ușor și acum o să vă arăt ce curent avem. Deci, învârtim puțin de acesta. Când se ating aici, doar la o mică mișcare, deja putem observa curentul continuu, curentul alternativ, cum apare măsurat acolo, da? Dacă dăm mai tare, ajungem la un volt și ceva. Acum, schimbăm aici la curent continuu, la 20. Și învârtim. Arată cu minus, pentru că este curent, acum aparatul măsoară curentul continuu. Am legat aceste 3 fire, după cum puteți vedea, la generator. Ajung la punte de diode și măsurăm cu aparatul de măsură plus și minus la punte de diode. Deci, aparatul este setat la 20 V curent continuu. Învârtim. Puteți vedea ce repede ajungem la chiar 1 sau chiar 2 V. La o mișcare foarte mică. Acesta este curent continuu. Deci, această punte transformă curentul alternativ pe care îl produce acest generator, trece prin această punte și iese curent continuu cu care putem încărca baterii. Și în următorul video o să vă explic și despre acest aparat, ce rol are și cum funcționează. Cam atât pentru acest video. Vă aștept la următorul video. Vă salut!